Suntem pe data de 29 mai 2024 și am venit la acești nuclei, ceea ce mă surprinde pe mine că intră foarte, foarte mult polen. Și eu știu că nu sunt perecheate reginele și vin cu niște boabe de polen impresionante. Chiar dacă e răcoare, albina, iată, vine cu polen. Și am zis, hai mă să vedem care e treaba, de ce aduce ăsta atâta polen, de ce vine albina cu atâta polen. Voi verifica aceste patru nuclee, toți patru văd că lucrează bine. Eu știam că nu trebuie să fie încă reginele împerecheate, dar albina mereu te surprinde cu câte ceva. Și o să iau la rând, să vedem. Cred că nici măcar bocii din care am dat în îngrijire nu le-am scos încă. Hai să vedem care-i situația. Foarte bine populat. Aici are botica care i-am dat-o, trebuie și mai de mult ele, doar că n-am venit eu să le scot. Și acum tot ce rămâne de făcut e să văd care-i treaba de a aduce atâta polen. O astfel de colonie. Foarte, foarte mult polen. Regina trebuie să fie prezentă undeva. Uitam totuși. Deci este fenomenal. Matca depune ouă. Matca este împerecheată și depune ouă. De aceea vi intră atâta polen. Foarte, foarte repede s-a împerecheat, deci nu-mi vine să cred. Cât de repede s-a împerecheat o matcă. Trebuie să o văd. Iată astfel de surpriză mai apar. Într-adevăr, aceste nuclee au fost formate un pic mai repede, dar nici chiar așa se depună ouă cu... Trebuie urmărit. Totuși o caut pe matcă. Gata, am văzut-o și pe matcă. Este împerecheată. Superbă treaba. Superbă, dar foarte, foarte surprinzător. Îi dau loc acum. Are albina, iată ce, cum stă albina cu pole. Îi fac loc. Ea deja a și luat toată rama aceea cu...
A umplut rama cu ouă. Să știți că nu este împerecheată de mult, două zile dacă are, două, trei, dar nu mă așteptam să și depună ouă, adică, na, asta este, adun cuibul, mâncare are, ce mult înseamnă să îi asigur mâncarea, deci mâncare, cât mai multă, să aibă miere din destul și împerecherea, văd că decurge mult mai repede, foarte, foarte fain. Asta e o surpriză plăcută, mă așteptam să fie matcă, dar nu și împerecheată. Cât de mult contează hrana, cât de mult. Mergem la al doilea. Am mai văzut eu nuclee formate pe aici colo, dar neasigurând hrana albinei, acelui nucleu, e greu. Ia să continuăm. Iată aici este matcă, dar nu e chiar așa avansat ca vecinului, cu toate că erau formate în același timp, pe ecrozare, de curând. Dar și el e cu polen. Mă uitai pe un live aseară și văzui acolo că un profesionist sau așa zis apicultor profesionist zicea că măcile de salvare sunt cele mai bune. Cum să fie o matcă de salvare bună? Nu prea are cum. Matcă de salvare, matcă de salvare. De ce se numește matcă de salvare? Și în aceste cazuri în care se zic că se întâmplă să nu accepte o regină sau roade o botcă, construiește o botcă de salvare. Aceea nu are cum să fie bună. Verific prezența reginei. Aici ai cruzat albina, e o ramă mai urâtă așa. Și aici, după cum văd eu, îi trebuie mâncare, a consumat albina care a eclozat, a consumat mierea, deci să vedeți cât de important este hrana. Încerc să identific matca pe această ramă.
plus că consumul crește și cu, să zic așa, consumul crește și datorită răcoarei, vremii reci. Nu uite un pic câtă mâncare are aici, dar e puțin. E puțin. Și am să introduc, am să-i caut o ramă cu mâncare. Nu pot să-l las așa cu mierea asta. O să vă arăt și de unde fac rost de miere. Mă duc la izvoarele de miere. Acolo este treaba importantă. Las așa ca să vin eu cu mâncare la el. Asta nu are mâncare câtă trebuie. Și aduc o ramă plină cu miere. Acesta e cu numărul 2. Trecem mai departe. Foarte mult contează hrana. Ia să vedem și aici. Aici botca este clozată bine. Totuși voi verifica și prezenta măceasta acum așa cât se poate. Miere, hrană, contează foarte mult. Nu știu de ce n-am organizat eu bine cuiburile când l-am format pe ăsta. Am pus ramele în... Nu am pus ramele în dreptul purghinișului. Are miere mai multă. Așa că nu-l bag în seamă. Bun, asta e în regulă. Va trebui rana. Să-l văd și pe ultimul format. E mult, mult mai bine populat ca ceilalți. Asta înseamnă că și mâncarea e cam tot pe acolo, la limită.
Bun. Cluja. Normal. Dacă aș reuși să o văd, ar fi și mai bine. Dacă aduce și el polen destul de bine, având atâta albină, se văd și mâncarea în care, în ce stadiu este. Are mâncare. Ia și mărcuța pe undeva. Bun, îl las în pace, nu insist să caut. Îi pun și lui cuibul în dreptul urdinișului. Deci, ca unul singur, trebuie să-i aduc o ramă cu mâncare. Și o matcă este împerecheasă. Bun. Cam astea sunt situațiile. Să vedem un pic. Al doilea să-i aduc o ramă cu mâncare. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!